Episodul anterior din Luptători împotriva monștrilor. Te muți din Capital City? Ei bine, tatăl meu a fost transferat la o altă unitate de pompieri. Ce pot face? Atenție! Robin! Ascultați! Ce? Ce este acela? N-am nicio idee. Lăsați-mă să înțeleg. Ce fel de festival de film ați început aici în oraș? Un festival Klaus von Steinhauer. Trebuie să te avertizez. Să mă avertizezi? Despre ce? Despre ceea ce se întâmplă. Domnule, se pare că aici avem de-a face cu broaște gigantice. Fugiți! Atenție! Vrei să spui quack, quack? Nu, vreau să spun că mașini distrugătoare. Antonio! Ia-o de pe mine! S-ar putea să luăm în considerare evacuarea orașului. Tu! Asta e imposibil! După ea, haideți! Acel om nu este cine spune că este, este o cursă! Desigur nu credeți niciun cuvânt din ceea ce spune. Succes, luptătorilor! Este domnul Plant. El este în vechiul film. Ceea ce este imposibil. Filmele au fost făcute cu peste 60 de ani în urmă, iar el nu are 100. Deci asta înseamnă... Nu e om. Răzbunarea broaștelor. A venit timpul să ne spuneți cine sunteți în realitate, domnule Plant. Cine sunt în realitate? Cine sunteți dumneavoastră în realitate? V-am văzut în filmele vechi și în afișele filmelor vechi și arătați exact la fel în ambele, ceea ce ar însemna că aveți cam 100 de ani. Nu-mi pasă câtă cremă folosiți, acest lucru nu se poate. Foarte bine, atunci vă voi spune. Ei bine, nu este nimeni în camera de proiecție. Poate... Domnul Plant? Krieger? Luke! Ați văzut asta, băieți? S-a schimbat! N-am văzut niciodată așa ceva. Ba, noi am văzut. Profesorul Vanca și domnul Fishbein s-a schimbat sub apă. Nu a fost așa? Ai dreptate. A fost exact așa. În ce direcție s-a dus? Către sala de cinema. Haideți, băieți! Este timpul să descoperim despre ce este vorba. Spune ceva despre afișele vechilor filme. Da, cel cu fotografia domnului Plant pe el. Nu ai observat nimic la restul de afișe? Atacul dragonilor, scheletelor, pterodactililor. Tiranosaurus? Sunt chiar creaturile cu care ne-am confruntat noi. Da, dar asta nu e chiar atât de ciudat. La urma urmelor, noi am știut aproape de la început că avem de-a face cu monștri din filmele lui. Exceptând astea, ele sunt aliniate practic exact în aceeași ordine în care monștrii au sosit în oraș. A mai existat un loc în care filmele au fost proiectate pe ecran în aproape aceeași ordine. Vă aduceți aminte când Krieger ne-a spus prima dată despre Creature Fest la CCTN în noaptea de 15 martie? L-am înregistrat de la televizor acum 2 luni, când CCTN a avut un program de sfârșit de săptămână. Vrei să spui că au făcut transmisiunea în condițiile astea? Nu, vedeți, totul a început bine, dar apoi s-au întâmplat cele mai ciudate lucruri. Deodată au apărut toate acele ciudate linii unduitoare, aproape ca și cum ceva monitoriza transmisiunea. A fost în aceeași noapte în care ceva uriaș a blocat cerul. Deci vorbești despre ceva mare? Enorm. Suficient de mare ca să blocheze percepția asupra cosmosului. Îți poți imagina? Exact. Știu unde vrei să ajungi, pentru că imediat după asta creaturile au început să devină mai ciudate. Nu chiar atât de ciudate, totuși. Mai reale. Asta ar putea însemna un singur lucru. Klaus ar fi putut să înceapă să facă monștri pe cont propriu, dar n-a fost singur. Cineva l-a ajutat. Sau ceva. Vreau să spun, știu ce am văzut în casa bântuită atunci când îl vânam pe tiranozaur. Iar acum acest domn Plant? Și este vorba de un film. De fiecare dată când noi... Ce a fost asta? E cineva aici înăuntru, vă spun eu. Krieger? Domnule Plant? Domnișoară de la Electrica? E ceva foarte ciudat în legătură cu acest film. Nu seamănă deloc cu un film făcut de Klaus. Ai dreptate. Pare să fie un film mut. Iar filmele mute încetaseră să mai fie făcute cu mult înainte. Luke, broaștele! Nu se mai aud la fel. Băieți, trebuie să mergem să vedem ce se petrece afară. La ventilatoare!
Înțelegi acum? Da. Da, cred că am înțeles. Și acum ești de partea noastră? Acesta înregistrează semnalele vitale doar pentru 3 dintre luptători. Prietenii tăi! Sunt în pericol! Acolo jos! Unde au plecat? Unde sunt toți? Ce s-a întâmplat cu luptătorii împotriva monștrilor? Trebuie să vedem ce fac. Foc! Avem nevoie de altceva! Ce ne facem? Nu putem sta aici înăuntru pentru totdeauna. Poate că nu ar trebui să ne luptăm cu ele. Luke, unde ai fost? Am crezut că era chiar în spatele nostru. Tabita, poate că ar trebui să începem să ne gândim la acest lucru. Ce-ar fi dacă, distrugând orașul, broaștele ne fac de fapt o favoare? Ce tot vorbești? Vorbesc despre posibilitatea unui oraș mai nou și mai bun. Credeți-mă, am văzut acest film acolo în spate și totul are un sens pentru mine acum. Aici Ding Dorman, aproape în direct cu ultimile știri. Capitala este practic pustie, oameni buni. Este adevărat, nimeni nu este pe stradă. Și asta datorită faptului că uriașele broaște au ocupat orașul. Ăsta nu-i Luke. Pe bune? Deci, tot ceea ce încerc să spun este că dacă broaștele ar reuși să distrugă orașul, acest lucru nu ar fi chiar atât de rău. Corect. Cred că știu ce vrei să spui. Antonio, nu vorbesc serios, nu? Tot ceea ce încerca el să facă era să câștige timp pentru noi. Trebuie să-i găsim pe ceilalți. Vom avea nevoie de ajutorul lui Krieger și chiar de al domnei de la Electrica. În regulă, dar ce facem cu Luke? Antonio știe să aibă grijă de el. Deci, dacă ființe superioare ar lua puterea, orașul lui ar fi mai bine. Să mergem. Ce crezi? E bine, în Ecleziast citim că pentru fiecare moment există un scop. Iar în acest moment, cred că scopul nostru e să ne ascundem. Dar prietenii tăi nu erau în hol. Unde crezi că... Stai! Krieger? Lasă-mă să ghicesc. Avem necazuri? Hei! Cred că ceea ce avem de făcut aici este să ieșim acolo afară și să-i ajutăm să distrugă orașul. Corect. Vezi, este singurul lucru care are sens. Deci vom începe să distrugem orașul zdrobindu-l. Vezi tu, într-un moment de perfectă claritate mi-am dat seama că toată această luptă cu monștri este... nu are niciun sens acum și... și totodată... pentru ce sunt acelea? Deci era acel film nebunesc. Am știut acest lucru. Luke, fără să mai fie Luke, este oribil. Încerc să mă întreb dacă acel ciudat film pe care l-a arătat domnul Plant este chiar un film. N-am auzit niciodată de el. Poate este un fel de vrajă. Dacă îl urmărești suficient de mult, încep să fii de acord cu planul lui Klaus de a distruge orașul. Dar nici Klaus nu este Klaus. Bine, știu. Știu despre Klaus că a făcut o mulțime de creaturi pentru a distruge orașul, inclusiv crearea broaștelor gigantice. Dar chiar nu cred că este drept să-l judecăm în acest moment. Pentru că nu mai este el în interiorul lui.
Nu cred că înțeleg, domnișoară Gor. S-a schimbat după nava spațială. Nava spațială? Klaus! Klausi! Unde ai plecat? Aveam încă un mic descântec și următorul lucru pe care îl știam. Aici ești, băia nebun! Da. Ce faci? Noaptea festivalurilor creaturilor. Am ieșit să fac o plimbare ca să scap de azilul Shady Pest. Sunt sigur că am făcut așa, iar apoi am ajuns aici. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu mult timp în urmă, nu-i așa? Era ca și... chiar înainte de a începe să fac monștri mari. Era ca și cum... nu știu, parcă și amintea ceva care se întâmplase cu luni în urmă. Căuta ca acest lucru să se întoarcă. Iar noaptea trecută, cred că l-a găsit. Vino la mine! Vino la mine! Sunt Klaus von Steinhauer! Când m-am trezit, Klaus era acolo ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mi-a spus că am visat tot acest lucru. Eu nu cred. Pentru că azi, fără îndoială, pot să spun? Klaus nu mai este Klaus. Despre ce vorbești? Pare atât de ciudat. Și acela va fi sfârșitul lui Klaus von Steinhauer. Sfârșit? Despre ce vorbești? Iar luptătorii împotriva monștrilor vor conduce invazia noi mele creaturi. Deci așa am ajuns eu aici. M-am gândit că poate răspunsul era în această veche sală de cinema. Și ăsta e motivul pentru care trebuie să ieșim afară de aici cât mai putem. Afară? Cum? Sunt sute de broaște care așteaptă să ne sfâșie în bucăți. Nu mai așteaptă. Dorm. Dar creaturile lui Klaus von Steiner nu dorm. Monștrii mecanici nu dorm, așa e. Dar odată ce-i combini cu ADN extraterestru, nu mai sunt mecanici. Asta înseamnă că, deși sunt fioroși, trebuie și ei să doarmă. Cum ar fi somnul? Cred că acum e singura noastră șansă. Și Luke? Haideți, băieți! Putem distruge împreună orașul! Ar fi grozav! Vă spun pentru binele tuturor. De data asta lăsăm în urmă. Nu las aici! Tebi, doar de data asta. Așa ar fi făcut și Luke. Antonio are dreptate. Voi trei trebuie să ieșiți de aici. Ați putea fi singura speranță rămasă pentru oraș. Vom avea grijă de prietenul vostru. Aveți grijă. Dacă reușim să ajungem la primărie, cred că putem organiza un post de comandă în subsol. De acolo putem contacta autoritățile pentru a le informa. Bine, ieșiți! Vezi. Cred că vor reuși. Dar nu este ceea ce am vrut noi. Se pare că niciunul dintre voi nu înțelege. Am vrut să păstrăm luptătorii împotriva monștrilor ca să poată să ne ajute pe noi. Am sperat că nu va trebui să optăm pentru lichidarea lor, dar se pare că această situație ne-a fost impusă. Domnule Plant! Cred că toată lumea știe că nu sunt domnul Plant. Și dacă lupta este pe cale să înceapă, poate că ar trebui să facem cunoștință cum se cuvine. Nu-i așa? Să înceapă lupta! În curând, Luke, vei descoperi bucuria de a-ți distruge prietenii! Îl țin eu pe ăsta, băieți! Nici o șansă! Țintiți! Foc! Trebuie să faci acest lucru. Trebuie să-i distrugi pe cei care ar încerca să salveze capitala. Trage asupra prietenilor. Loc, nu poți face acest lucru. Trebuie să-i distrug pe ei pentru a distruge orașul. Trage! Nu! Trage! Trebuie să distrug orașul. Dar nu pe Tabby. Nu este ăsta numele iubitei tale? Ea nu este iubita mea.
Ba da, este. Indiferent dacă tu sau ea știți sau nu acest lucru. Iar ceilalți doi nu sunt oare cei mai buni prieteni ai tăi? Luc, crede-mă, sunt ultima fată căreia să-i placă deznodămintele fericitele poveștilor. Dar știu că atunci când găsești ceva picant, este ceva deosebit. Nu plec nicăieri fără tine. Într-adevăr, cum să fac aceste lucruri? Ține minte cuvintele mele. Nu o bătălie cu monștri, doar ce-a început. Fă tot ce poți mai bine, domnule extraterestru. Oricâți monștri ai de gând să ne servești, prietenii mei și cu mine ne putem descurca cu ei. Ce se întâmplă? Nu ți se pare că acele creaturi devin din ce în ce mai diabolice? Ai avut vreodată sentimentul că ea știe mult mai multe lucruri? Dar asta n-are sens. Cum pot să dispară monștrii lui Klaus von Steiner? Nu au dispărut. Nu felul de creaturi ale lui Klaus von Steinhauer pe care le-am cunoscut noi. Ceea ce ne spune că avem în mod clar o nouă problemă. Tu ești? Eu sunt. De unde știm? El e. O știu. Frate, tu chiar ne-ai speriat. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine acolo înăuntru. Este ca și cum acel film m-a luat cu totul. Și deodată am ieșit afară din el. Cred că acest lucru demonstrează că unele lucruri sunt chiar mai puternice decât vrăjile extraterestrilor. Aici Ding Dorman, oameni buni, și Sissy Tien s-a întors pe undele aerului. Totul pare bine și pașnic din nou în capitală. Nimeni nu știe de ce, dar se pare că pericolul străin a dispărut deodată. Deci, ce spunea Antonio? Klaus e încă acolo afară. Dacă creierul lui a fost complet luat de extraterestri sau dacă mai are potențial pentru funcționare, asta e altceva. Dar această diagramă arată în mod clar că extraterestrii nu și-ar fi putut demonstra abilitatea fără ajutorul lui Klaus. Acum, am creat de asemenea o altă diagramă aici care arată cum putem acționa ca 3 luptători față de 4. Și dacă verificați această parte chiar aici... Ai creat o diagramă? Ca să ne arăți cum să ne luptăm cu monștri? E vreo problemă cu asta? Nu, este super. Este chiar... Dacă ne confruntăm cu un întreg set de monștri și acum suntem doar 3, va trebui să avem mai mult decât o diagramă. O să avem nevoie... Arme. Un întreg set de monștri înseamnă un întreg set de arme. Am crezut că... Că împachetez lucrurile cu tata? Am renunțat. În cele din urmă, tata mi-a amintit ceva. Ce anume? Motivul pentru care el se mută la o altă stație de pompieri este faptul că aceasta este datoria lui, să ajute oameni. Deci datoria mea este să... Deci rămâi! Da! Probabil vă amintiți că am o mătușă Agata. De ce am unde să stau în oraș? Nu există niciun alt motiv ca să rămâi în oraș? Școală, mătușa Agata, prieteni... Nu! Ei bine, cu această excepție. Eu sunt aceea care știu cum să fac o armă. Nu tu sau tu. Și mai ales, nu tu. Așa că data viitoare când vom fi pe teren și ceva merge un pic mai prost, puneți-vă doar această întrebare. Când a fost ultima dată când voi ați fost capabili să construiți o armă explozivă cu transmițător de rază foton dintr-un vechi CD player și o rușniță de cafea? Mă scuzați, băieți, acum trebuie să găsesc un loc în care să-mi pun lucrurile. Ei bine, putem spune că Tebi s-a întors. Cred că da. Nu cred că ar trebui să vorbim cu ea până la sfârșitul zilei. Băieți, avem mult de muncit. Să vânăm monștrii.